Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum puteți să pregătiți o delicioasă salată de pui și legume proaspete. Este o salată foarte sănătoasă, foarte crocantă, plină de arome minunate. Așa că vă invit și pe voi să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. Pentru această delicioasă salată vom folosi un piept de pui pe care o să-l fierbem în apă împreună cu un morcov, o ceapă și doi căței de usturoi. Apoi, pentru partea crocantă a salatei noastre, o să avem nevoie de 3 tulpini apio tocate mărunt, un ardei roșu, o legătură de ceapă verde, o legătură de pătrunjel toate tocate mărunt, iar apoi o să facem o vinegretă folosind 2 linguri de oțet balsamic, o lingură de muștar Dijon, o linguriță cu zahăr, sare și piper după gust și câteva picături de ulei de măsline. Voi pregăti puiul pentru a-l fierbe, el se poate face foarte bine și la cuptor. Într-o cratiță am să pun bucățile de pui și legumele și voi acoperi totul cu apă. Și voi pune cratița pe aragaz. Voi fierbe puiul timp de 20 de minute din momentul în care apa dă în clocot. Puiul meu s-a fiert foarte bine, așa că acum voi opri focul, îl voi scoate într-un bol și îl voi lăsa să se răcească complet. Puiul s-a răcit, am pus toate ingredientele proaspete într-un bol, iar acum am să mă apuc să toc puiul. Am să-l tai mai întâi pe grosime, astfel încât să-l subțiez, iar apoi am să-l tai cubulețe. Voi face acum vinegreta. Într-un bol am să pun muștarul, oțetul balsamic, zahărul, sare, piper și ulei de măsline și am să amestec totul foarte bine. Voi pune acum dressingul peste salată și voi amesteca foarte bine. Salata mea de pui cu legume este gata, este mult mai bună după ce o lăsați o jumătate de oră la frigider. Eu am servit-o pe o felie de pâine, ca un sandwich, dar se poate servi, bineînțeles, ca atare. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună!